sunt ferm convins, nu, asta e o percepția mea personală, că 70% din care și-au făcut ce în România, ei realmente au o legătură sufletească, minim, cu România și cu românii de acolo. Unii într-o măsură mai mică, alții într-o măsură mai mare. Problema e că sunt un procent destul de mare care realmente sunt profitori. Și în acest context eu personal susțin înăsprirea condițiilor de acordare a cetățeniei române, deci în care nu trebuie să lipsească un examen de limbă română și istoria României ar fi de dorit chiar pentru potențialii doritori de a deveni cetățeni a României. Cred că are un rol important, are, pentru că, mă rog, noi suntem alături, suntem vecini buni. Ajutorul niciodată nu încurcă, mai ales că noi suntem cea mai bogată țară, așa că este binevenit ajutorul. Dar noi avem susținere de la prima țară a noastră, Basarabia Românești cu România Mare, care a fost, și mai Ucraina. Eu știu, România și este porțile pentru intrare în Uniunea Europeană. Suntem susținuți, ei sunt promotorii noștri, ei ne susțin, adică deci suntem așa cumva trași, împinși și susținuți din toate punctele de vedere. Bănuiesc chiar și la capitolul ajustării legislației, am înțeles că se fac foarte multe eforturi. Deci ar fi o... Nu cu o nedreptate să negăm acest lucru. E un ajutor, e vizibil și mai ales în ultima perioadă de timp. Tineretul înțelege cu totul altă situație, altă modalitate de viață. El vrea azi și mâine să fie tot gata. Nu e imposibil. Trebuie să facem încet și să construim și țara noastră. Deci e clar că ajută. Dumneavoastră și noi închipuiți cât de mult ajută. Fiindcă nu toate date se publică. Sunt date care nu se publică. Și asta e bine. Ajută. Asta și vreau să spun. Cred că România, că e limba noastră, dar Rusia și ori de cat bunie, ea ca bunie în amuia nu sunt viață, dar îmi spune eu câte o tras e și câte... În de 18 bunielul l-am pușcat, l-am suit într-un vagon și l-am pușcat. Și familia cu 5 copii, eu trămăs-o și le-a dat numai păreții, fără acoperiș, fără nică le-a dat acolo. Asta chiar și spune buniei, nu că s-aude la alții. Dar eu știu fiecare cum s-o poate, cum...